Astăzi vorbim despre somn, iar doctorul Marius Sava are supra-specializare în somnologie, corect? Somnologie și patologia somnului și ventilație non-invazivă, toate merg mână în mână. Într-adevăr, somnul este lucrul care îmi place să-l fac și practic, dar îmi place să-l fac și teoretic cu pacienții mei, rezultatele fiind spectaculoase. Cât de important este somnul, doctore? Somnul este cel mai important comportament natural pe care poate să-l aibă un om. Și el trebuie să fie sănătos, trebuie să nu fie întrerupt, trebuie să fie în fiecare noapte. Îți dau un exemplu. Dacă dormi 5 nopți mai puțin de 5 ore, testosteronul scade ca la o persoană cu 10 ani mai în vârstă. În momentul acela nu mai avem chef de iubit, nu mai avem putență de iubit și nu avem nici capacitatea de a produce la fel de ușor. Adică este și o cauză de sterilitate. Să știți că noaptea nu e bine să dormiți cu lumina aprinsă, cu nicio lumină aprinsă, nici măcar cu lumina aceea roșie de la televizor nu e bine să țineți, pentru că și ea transmite un fascicul mic de lumină care poate să-ți pătrundă după suprea pe la ochi. Oamenii care dorm constant mai puțin de 5 ore jumătate pe noapte, este imposibil să nu facă o boală de inimă la un moment dat în viața asta. Trebuie să ne facem timp să dormim 8 ore. Și somnul profund, îți mai dau o veste, te protejează împotriva Alzheimerului. Ai văzut vreun alcoolic care delirează? Da. Sunt o groază. Da. Știi de ce? Pentru că ei visează. În timp ce merg pe stradă, alcoolul inhibă așa tare un tip de somn și corpul are nevoie așa tare să viseze, încât începe să-ți producă acest vis în timp ce ești treaz. Și oamenii au un fel de halucinație care, de fapt, este un vis. Depresia este o cauză de insomnie sau de somn care nu este de o calitate bună. Și este și un cerc vicios. Pentru că nu dormi bine, intri în depresie, pentru că ești depresiv, nu poți să dormi bine. 75% din bărbații cu apnee în somn au probleme cu viața amoroasă sau disfuncție erectilă. Dai seama, creierul care nu se odihnește noaptea, numai de asta n-are el chef ziua. Să te iubești. 75%. Pentru că de la apnea asta chiar poți să și mori în somn. Cea mai periculoasă complicație a sindromului de apnee în somn este moartea subită în somn. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cel mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Mulțumim mult de tot! Aplauze, Ciucă! Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la podcastul Acasă la Măruță. Așa cum v-am promis, cadrul didactic universitar, doctorul Marius Sava, este la datorie. Până acum am avut un podcast în care am vorbit despre cât de rău îți face tutunul. Apoi am avut un podcast mai înainte în care vorbeam despre adevăratul fasting. Astăzi vorbim despre somn, iar doctorul Marius Sava are supra-expertiză în somnologie, corect? Somnologie și patologia somnului și ventilație non-invazivă, toate merg mână în mână. Într-adevăr, somnul este lucrul care îmi place să-l fac și practic, dar îmi place să-l fac și teoretic cu pacienții mei, rezultatele fiind spectaculoase. Perfect. Sperăm să nu adormiți la acest podcast. Așadar, ascultați, pentru că s-ar putea să vă schimbe viața în bine, ceea ce ne dorim. Haideți să vedem cât de important este somnul, doctore. A pornit aparatul de cafea, cred că... E un semn? Nu vrea să ne dea afară. Da, e un semn. Să știi că în urmă cu 10 ani s-a câștigat premiul Nobel cu cercetarea ritmului circadian. Ce înseamnă asta? Noi avem un ritm care este întipărit în noi și este condiționat de lumină. Și este foarte simplu. Avem 24 de ore care sunt împărțite în 3. Somn, muncă și ar trebui relaxare. Eu v-am adus aici 3 pahare care exemplifică exact ce v-am spus eu. Gândiți-vă că trebuie să avem o treime somn, o treime muncă și o treime relaxare sau să facem ceea ce ne place. Nu este de fiecare dată la fel. Știi care este dezastru care s-a întâmplat cu privire la somn și la ritmul ăsta circadian? S-a diminuat. Nu. Da, și că s-a diminuat. Dar în momentul în care ar trebui să dormim noi, ne gândim la muncă, când ar trebui să ne relaxăm, nouă ne vine să dormim, când ar trebui să dormim, ne gândim cum să ne relaxăm. Unde mă duc, în ce vacanță? Ce exact. Fac? Când ar trebui să ne relaxăm, ne gândim ce să mâncăm. Și când ne gândim la muncă, ne ia somnul. Când ne gândim la muncă, ne ia somnul.
Iar lucrurile s-au uniformizat așa de tare că nu mai e nicio diferență mai. Ăsta este un lucru care, oricât de banal ar părea, este dezastros. Este dezastros și principalul motiv pentru care este dezastros este faptul că am uitat importanța somnului. Somnul este cel mai important comportament natural pe care poate să-l aibă un om. Și el trebuie să fie sănătos, trebuie să nu fie întrerupt, trebuie să fie în fiecare noapte, trebuie să aibă o anumită ordine și trebuie să aibă anumite lucruri pe care trebuie să le stabilim. Bun, experimentul ăsta ne arată că practic am amestecat somnul, cu munca și cu relaxarea și că de fapt logic ar fi să împărțim cele 24 de ore în 3, da. Iar fiecare parte, nu? Să fie delimitată. Să fie delimitată. Da, nu facem lucrul acesta și din păcate toate lucrurile pe care le facem în timpul zilei au repercursiune asupra somnului și somnul nu mai este de calitate. Sunt studii care în momentul de față nu mai pot fi combătute sau nu mai pot fi contrazise. Îți dau un exemplu. Dacă dormi 5 nopți mai puțin de 5 ore, testosteronul scade ca la o persoană cu 10 ani mai în vârstă. Deci avem 5 nopți în care dormim mai puțin de 5 ore, testosteronul ne scade. În momentul acela nu mai avem chef de iubit, nu mai avem putență de iubit și nu avem nici capacitatea de a produce la fel de ușor. Adică este și o cauză de sterilitate. Problema asta că nu dormim cum trebuie. Și asta este doar unul din exemple. Avem foarte multe exemple. Și dacă stai să te gândești, cred că majoritatea oamenilor trec prin povestea asta. Să aibă o săptămână în care se doarmă foarte puțin. Fie că se uită noaptea pe, nu știu, la seriale, pe online. Fie că muncesc mai mult. Pentru că mie, e foarte logic ce spui tu, dar câți oameni mai muncesc doar 8 ore? Câți oameni reușesc să se relaxeze 8 ore? Câți oameni, nu știu, se gândesc că să... Ce mai era? Deci muncă, relaxare și somn. Sunt de acord cu tine, este aproape imposibil, dar atunci când vine vorba despre somn, am înțeles, nu putem să ne relaxăm, nu putem să muncim doar 8 ore. Exact, dar trebuie să ne facem timp să dormim 8 ore. Nu putem să le facem pe celelalte, am înțeles. Dar astea 8 ore trebuie să fie legate? Aici sunt mai multe discuții. Există și tipul de om care doarme în două reprize. Adică în 24 de ore are mai mult de 8 ore de somn. Dar tipul acesta de om nu poate să doarme legat, adică doarme 5 ore și mai doarme 3 ore. Îl accept ca fiind bine. Să o facă și așa. E ok. Dar să doarmă 8 ore în 24 de ore, ăsta este un lucru care este elementar pentru sănătate. Iar acest somn pe care ar trebui să-l aibă în cele 24 de ore e foarte bine să fie noaptea. Când este întuneric afară. Nu există niște ore, adică nu trebuie să avem, că există o chestie în asta să dormim înainte de ora 11 sau să dormim înainte de ora 10, că atunci avem noi niște... Nu, să dormim când e întuneric afară, așa suntem făcuți. De asta suntem pe pământul acesta. Când e întuneric afară, e bine să dormi. Când e întuneric afară, înseamnă că trebuie să fie oarecum spre seară, spre noapte, nu să-ți faci tu întuneric în cameră. Ziua, dacă vrei să dormi, adică dacă tu ai dormit într-o noapte 5 ore și ziua, dacă vrei să dormi, este foarte bine să-ți faci întuneric în cameră, complet întuneric, pentru că orice rază de lumină care pătrunde îți inhibă secreția de melatonină, melatonina fiind hormonul somnului. Dar aici putem să extrapolăm un pic și noaptea, să știți că noaptea nu e bine să dormiți cu lumina aprinsă. Cu nicio lumină aprinsă, nici măcar cu lumina aceea roșie de la televizor nu e bine să țineți, pentru că și ea transmite un fascicul mic de lumină care poate să se pătrundă după suprafața pe la ochi. E bine să fie întuneric și pentru copii, dacă vreți să învățați să doarmă sănătos, e bine să nu aibă nicio lumină. Aici e un pic complicat, unii copii se sperie de întuneric, le trebuie o lumină de veche, le trebuie... Unele neveste se sperie să doarmă cu becurile stinse în casă. O ții în brațe mai strâns atunci. Și când e singură? Da, e o problemă atunci, într-adevăr. Lași lumina pe hol, dar tot e lumină. Știi că există un studiu care arată că somnul se inițiază mult mai ușor dacă stingi jumătate din luminile care erau în mod uzual deschise. Adică dacă tu aveai o veioză și o lumină deschisă pe hol, închide una din cele două și încearcă să te culci. Și somnul vine mult mai ușor, cam cu 40 de minute sau ceva de genul ăsta era studiu. Deci cât mai întuneric să fie în cameră în momentul în care dormi. Perfect. Haideți să vedem. Deci, oameni buni, învățăm ce trebuie să facem ca să avem un somn sănătos care să ne și ajute în viață. Așadar, 8 ore de somn, întuneric clar în cameră. Întuneric, fără cafea după ora 12. Ziua. 12, maxim ora 13. De ce? Cafeaua are un timp de înjumătățire și noi medicii ne bazăm pe timpul acesta de înjumătățire atunci când administrăm un antibiotic.
Păi când noi știm la 12 ore cât mai este circulat din acel antibiotic și ce concentrație are ca să omoară bacteria, ok? Cafeaua are un timp de înjumătățire de 12 ore. Asta înseamnă că dacă eu beau 200 de mililitri de cafea la ora 12 ziua, la ora 12 noaptea, la 24, am jumătate din cafeaua aia care este circulantă prin sistem. Cafeina nu este neapărat nesănătoasă, ok? Dar este un dușman al somnului. Deci trebuie să avem cât mai puțină cafeină ca să putem să inițiem somn. Așa că, pentru mine, din punctul meu de vedere, 12 maxim, ora 13, este ultima perioadă în care pot să consum cafea. Foarte important, nu consumăm alcool după ora 16. Am înțeles că avem chefuri, asta este ok. O dată pe lună se acceptă, dar în rest nu consumăm alcool după ora 16, oricum nu prea e bine să consumăm. Deci nu e bine să bem pahar de vin înainte să te culci? Nu. O să-ți explic de ce, pentru că alcoolul, chiar și în cantitate foarte mică, inhibă un somn, se numește somnul REM. I-ai văzut somnul cel mai profund, somnul în care visăm. Ai văzut vreun alcoolic care delirează? Da. Sunt o groază. Da. Știi de ce? Pentru că ei visează în timp ce merg pe stradă. Alcoolul inhibă așa tare un tip de somn și corpul are nevoie așa tare să viseze încât începe să-ți producă acest vis în timp ce ești treaz. Și oamenii au un fel de halucinație care de fapt este un vis. Să vorbesc singur pe stradă, mai cântă, să mai bucură, să mai... Oamenii aia visează pentru că creierul are nevoie să viseze. Și alcoolul seara inhibă lucrul acesta. Deci fără cafea după ora 1, fără alcool după ora 16. Fără telefon cu o oră înainte de somn. Și fără să mănânci tot așa, cu câteva 4 ore înainte de somn. 4 ore este stabilit și este cumva acceptat în momentul de față ca 4 ore să ne... cumva să avem ultima masă înainte de 4 ore, pentru ca stomacul nostru să fie gol, să nu depunem un efort excesiv. De asemenea, sportul, care este bun și este sănătos, nu trebuie făcut cu mai mult de o oră, două ore înainte de somn. Unii zic să facem genuflexiuni înainte de somn, eu nu înțeleg. Crește tensiunea, se secretă cortizol, ceea ce nu este în regulă. Adică să fie un timp, o perioadă de la sport și până la somn, ca să nu ne crească tensiunea. Bă, până aici, dacă stau bine să mă gândesc, hai că le-am putea duce. Mănânci ultima masă pe la 6, te culci pe la 10 seara, nu bei vin dacă n-ai avut vreo petrecere, nu bei cafea mai târziu de ora 1, bă, dar ce faci cu telefonul? Adică să stai o oră fără telefon până te culci? Știu că este foarte complicat. Acolo așa e. Avem niște filtre la telefon, ajută într-o mică măsură, dar ajută. Avem un filtru de lumină albastră pe fiecare telefon. Telefoanele mai noi, cel puțin, avem filtrul acesta. Dar ca să ai un somn liniștit, minim o oră înainte de somn nu trebuie să-l folosești. Odată că nu stimulează nervul optic, adică nu... Și a doua este cursul informațional. Cel mai mare inamic al somnului este fluxul de gânduri care este în capul tău în momentul în care te așezi să te culci. Pentru că tu așezi să te culci, dar de fapt te gândești ce am făcut astăzi, ce am văzut pe internet, ce o să fac mâine, niciodată nu-ți golești capul de toate gândurile. Și asta este un inamic. Telefonul folosit cu o oră înainte nu face nimic altceva decât să amplifice gândurile acestea. Și nu poți să te așezi să te culci liniștit. Ok. Da. Și dacă vorbim de somn... Deci și fără telefon. Și fără telefon, dacă se poate, și dacă se poate și fără cafea în prima oră a zilei, că și ea are cumva o legătură, pentru că... În prima oră? În prima oră a zilei, da. Deci nici dimineața nu-i vine cafea. Nu este în prima oră. Cafeaua nu este nesănătoasă, asta trebuie să spun. Este un drog, dar nu este un drog nesănătos, dacă este cu măsură. Și dacă nu e pe stomacul gol. Și dacă nu este pe stomacul gol, arde. Să știi că am o prietenă care lucrează în Germania ca și gastroenterolog și tot îmi spunea că ajung din ce în ce mai mulți oameni cu arsuri gastrice, cu reflux gastric, care singurul factor de risc este cafeaua care este consumată pe burda goală. Crește aciditatea și provoacă reflux, adică îți vine înapoi acidul și când îți vine înapoi reflux, acidul îți coboară în partea cealaltă în plămâni, te face să tușești, simți arsuri, nu este deloc o viață comodă atunci când ai reflux gastroesofagian. Sunt mai multe reguli. Ar trebui să nu intrăm în conflicte ziua, adică avem o groază de reguli, o multitudine de reguli pe care putem să le... Da, să ne alegem 3-4 pe care să le folosim, pe care să le ținem. Și după aia mai adăugăm altele. Mai adăugăm dacă putem. Dar dacă nu, să știm, bă, uite, nu mâncăm seara foarte tare, nu folosim telefonul, facem cât mai mult întuneric. O baie fierbinte înainte de somn? Nu baie fierbinte, baie cât mai rece. Baia fierbinte, ea este bună. De-aia să te moleșească, să zici, gata, m-am făcut o baie fierbinte, m-am moleșit, să vezi ce dorm. E bună și baia fierbinte dacă ți-e face bine. Ideea cu baia fierbinte este așa, persoanele în vârstă nu e bine să facă niciodată baia fierbinte și asta e lucru pe care trebuie să-l ține minte și toți cardiologii, cred că, sper că-l spun, pentru că are loc o vasodilatație. Vasele se dilată în periferie și în centru, adică la inimă și la creier, nu mai e destul sânge pentru că este în periferie.
Și în felul ăla, dacă un om care este mai în vârstă și mai are niște boli asociate, nu mai are destul sânge la inimă, începe să facă hipotensiune, începe să facă alte lucruri pe la creier, deci la bătrânul fără băi fierbinte, iar baia și temperatura în cameră trebuie să fie destul de scăzută, lucru care este neplăcut pentru noi români și pentru general, cred că nu știu dacă se stabilește ce. Am citit acum niște studii îngrozitoare. În dormitor trebuie să fie între 18 și 20 de grade. Trebuie să ai o șuvă pe tine, cred că, nu știu. La mine sunt 22 de grade. Da, dorm mai bine când e mai răcoare. Dorm mult mai bine, pentru că lași corpul să își încetinească metabolismul. Tu dându-i căldură, el încearcă să înrăcească. Și n-ai făcut nimic, te lupți cu propriul corp. Păi și atunci, dacă e prea răcoare, nu încearcă să-l încălzească? Se pricepe mult mai ușor să încălzească. Decât să răcească. Da, să răcească, se luptă foarte tare și mai bine pui pe tine o pătură. O pătură decât... Da, decât da. Să fii transpirat. Bun, și vorbim de somn, de pur de somn. Somnul are patru stadii. Primul stadiu este stadiul în care stăm întinși în pat și vrem să dormim. Acesta este stadiul în care încă nu suntem adormiți propriu-zis, dar este și stadiul în care avem acea tresărire. Și foarte mulți oameni, să știi că... În primele 5 minute vezi dacă da, exact. Are o tresărire. Într-o dată trezie. Nu este nimic periculos. Se numește tresărire mioclonică, pentru că suntem înzestrați cu niște alarme în corp. Corpul crede că te duci. Crede că te oprești de tot. Și în momentul ăla dă un impuls electric care trece imediat prin tot corpul și te face să tresari. E complet natural. Nu te trezești. Poate câteodată te trezești, unii se trezești și unii se și sperie. Nu toți. Dar câteodată sar, domn doctor, am sărit în somn. E complet natural, e un semn de sănătate. Creierul tău funcționează bine dacă ai tresărit în somn. La început. La început. Apoi dacă tresar, nu este așa. Pentru că poate facem un podcast odată despre specializarea ta și anume apnea în somn, nu? Somnologie în general, apnea în somn, ce se întâmplă de când încep să dormi până când te trezești. Eu acolo mă ocup. Înainte de somn, cu inițierea somnului, nu pot să dau medicamente, din păcate, că supra-specializarea mea are limitări din punct de vedere legal. Bun, după primul stadiu ăsta în care încercăm să adormim, urmează două stadii de somn, stadiul 2 și 3. În stadiile acestea, corpul începe să se relaxeze și începe să se refacă. Adică în interiorul corpului nostru sunt anumite celule și anumite substanțe care ajută la regenerare fizică. Gândește că te-ai tăiat, omul care doarme bine se repară mult mai ușor față de cel care nu doarme bine. Așa se întâmplă și pe interior. Să zicem că avem o leziune, nu știu, pe la ficat, pe la, Doamne ferește, pe vasele de sânge, pe la inimă. Omul care doarme liniștit se vindecă mai ușor. Cum se vindecă omul și care are COVID și care are gripă. Omul care doarme se vindecă mult mai ușor. Și sunt studii care arată și la un moment dat în COVID se începuse să se dea melatonină. Doar ca să doarmă liniștit omul acela, pentru că în momentul în care ești răcit, este lucru foarte important să dormi liniștit. Apoi avem stadiul cel mai profund de somn, acesta de care v-am spus, dar după acest stadiu urmează ceva fabulos, care nu poate, nu am găsit încă o modalitate să îl cercetăm cu amănuntul. Se numește stadiul REM. Stadiul REM este stadiul în care suntem paralizați, tot corpul ne este paralizat, ne funcționează doar ochii, mișcăm doar ochii și ne funcționează creierul cu o capacitate cu 30% mai mare decât atunci când suntem în status de treaz, când suntem întreși. Adică mai mult? Mai mult cu 30%. Când tu dormi profund? Când dormi, stadiul REM se numește. Este REM e când visezi? Da. În momentul acela creierul ne funcționează cu 30% mai mult. Se consideră că este stadiul în care ne punem în ordine informațiile. Adică un om, un student, da? Dacă vreau să învăț foarte bine și vreau să acumulez și vreau să-mi pun în ordine toate informațiile pe care eu le-am acumulat în ziua precedentă, e foarte important somnul acesta, somnul REM, de care spuneam eu, alcoolul inhibă. Nu ajungem în stadiul ăsta de somn. Da, un om care respectă ce spui tu, cu o oră înainte de somn, fără telefon, fără cafea, fără alcool, fără mâncare, are grijă când face sport, în cât timp ajungi la somnul REM? În două ore, două ore jumătate. Deci două ore jumate e pregătirea. Nu poți mai repede. Nu. Există și un somn. Există un somn foarte scurt în momentul în care suntem obosiți și avem nevoie de energie și nu știu dacă s-a întâmplat să stai 5 minute să dormi și dintr-o dată să te trezești foarte fresh. Da. Este pe repede înainte. Toate stadiile astea pe repede înainte. Dar un om normal care vrea să doarmă de noapte normal trebuie să aibă 2 ore jumate, chiar câteodată 3 ore. Pentru că ciclurile acestea se repetă. Avem stadiul 1, stadiul 2, stadiul 3, stadiul REM, apoi iar o luăm de la capăt. De câte ori? 4-5 ori. E acceptat și 3.
Adică să avem undeva între 7 și 10 ore de somn, ceea ce este excepțional, dar să nu fie întrerupt. Sunt anumite boli care ne întrerup, din păcate, somnul. Adică la bărbat, de exemplu, hipertrofia de prostată, prostatita. Toți bărbații după vârsta de 40 de ani trebuie să-și facă contrare la prostată. Bun. Te trezești ca să te duci la baie și depinde pe unde te trezești. Că dacă nu te trezești undeva pe lângă somnul REM, tu îți întrerupi somnul și o iei de la capăt și nu o să dormi liniștit deloc. Dar asta e... Asta e o problemă de sănătate. E o problemă de sănătate, o problemă organică, cum este astmul, cum este refluxul gastric, toate astea ne întrerup somnul. Depresia. Depresia este o cauză de insomnie sau de somn care nu este de o calitate bună. Și este și un cerc vicios. Pentru că nu dormi bine, intri în depresie, pentru că ești depresiv, nu poți să dormi bine. Și intri într-un cerc în care nu mai poți să ieși dacă nu te duci la un psihiatru să te ajute să dormi. Pentru că întotdeauna între un somn indus medicamentos și un nesomn, aleg întotdeauna somnul, nu e sănătos, adică nu este perfect natural să dormi indus cu medicamente, dar îl prefer pe ăsta indus medicamentos decât să nu dormi. Deci trebuie să dormim și trebuie să ne facem gestul acesta pe care, din păcate, îl ignorăm în ultima perioadă. Deci, la REM, practic, tu trebuie să ajungi acolo, trebuie nu? Să faci un ciclu de somn. Și îți dai seama că ai ajuns în ciclu REM când visezi. Când visezi, da. Nu toți oamenii își aduc aminte ce au visat. Unii nu își aduc aminte, asta nu înseamnă că ai visat. Dacă dormi 6, 8 ore, 10 ore de somn, sigur ți-ai făcut niște cicluri de somn care includ și somnul REM. Dar noi avem metode de investigație în momentul de față, știm să facem tot felul de investigații. Dacă n-ai un somn, nu știu, de 8 ore și te trezești după 3-4 ore după ce te-ai culcat, îți crește riscul de boli cardiovasculare? Îți crește riscul. Există un studiu care arată următorul lucru. Oamenii care dorm constant mai puțin de 5 ore jumătate pe noapte, este imposibil să nu facă o boală de inimă la un moment dat în viața asta. Că imposibil, adică. Incidența este de 100%. Există un număr care este atât de subunitar, apropo de oamenii ăștia, încât e considerat 0. 0,004 dintre oamenii aceștia pot să supraviețuiască fără să aibă probleme cu, deci, 5 ore de somn. Ai o problemă la inimă. Da. Dacă nu dormi mai mult de 5 ore... Dacă nu dormi mai mult de 5 ore și aici cu inima mai este o problemă majoră, este sindromul de apnee în somn. Specialitate de care să spune pe care o am. Adică contează să dormi și peste 6 ore și peste 7 ore, dar contează să dormi și de o calitate bună. Și cum naiba faci să ai un somn de calitate? În primul rând trebuie identificată cauza. De ce nu dormi eu cu o calitate? Cam gânduri de la muncă. Da, nu, dacă adormi, gândurile la muncă se duc. Că e serialul ăla care mă ține. Acolo, da. Problema este să nu fie ceva pe care poți să-l previi sau ceva organic. Și cea mai întâlnită cauză se numește sindromul de apnee în somn. Sindromul de apnee în somn înseamnă că noi dormim liniștiți și în momentul în care ne relaxăm foarte tare, musculatura gâtului se blegește, se înmoaie și gaura pe care trece aerul se închide. Asta se întâmplă mai ales la pacienții care au gâtul gros. Adică bărbații, dacă au gâtul peste 43 de centimetri, au un risc de a avea un somn prost, de a avea sindrom de apnee în somn, de fapt. Adică ăstea sunt bărbații supraponderali? Bărbații supraponderali, dar nu neapărat. Sunt bărbații care... Bărbații cu obezitate, într-adevăr. 80% din pacienții cu sindrom de apnee în somn sunt pacienții cu obezitate. Dar nu toți pacienții cu gâtul gros au obezitate. Dacă ai un gât peste 43 de centimetri, asta înseamnă că pe interiorul gâtului se întâmplă lucruri. Și gândește că noi... Deci avem o gaură pe care trece aerul, da? În jurul acestei găuri avem niște mușchi, se numesc mușchi pilieri, care țin gaura deschisă. În momentul în care ei sunt invadați de grăsime, mușchii ăștia, ei nu mai funcționează cum trebuie. Și dacă nu mai funcționează cum trebuie, în momentul în care ne relaxăm foarte tare, gaura pe care trece aerul colabează. Și apnea asta cum se face? Adică că poate, nu știu, e cineva și zice, mă, stai că puțin, tata are, bunicul, sau nevastă mea, sau cineva din casă are. Bărbații cum? Sunt mult mai afectați. Mult mai afectați. Doctore, de când ne vedem la podcastul ăsta, cele mai mari probleme întotdeauna la bărbați. Păi eu când eram în stagiu de cardiologie la Spitalul Militar și făceam stagiu, eram într-o secție de terapie intensivă de coronarie, de oameni care au avut infarct. Erau 10 paturi, parcă. De 10 paturi, 9 erau bărbați. Asta este realitatea, Cătălin. Avem și avantaje, dar avem și dezavantaje. Dezavantajul major e că nu avem estrogen. Estrogenul protejează pentru bolile de inimă. Și nu avem. Noi avem testosteron care, culmea, agravează. Știi că oamenii se dau mari. Eu am testosteron mult, nu? Testosteron mult, nu, e bine să fie între parametri, dar dacă e prea mult, îmbătrânești foarte ușor, faci infar mai ușor, ai tot felul de stări de nervozitate, oamenii foarte nervoși au mult testosteron.
Că testosteron, da, estrogenul pe cealaltă parte, estrogenul feminin, protejează. La o femeie poți să accepți să ai colesterolul 250 dacă are 40 de ani. La un bărbat, dacă ai colesterolul 250 la 40 de ani, nu e bine. Nu e bine, ia tratament. Așa se întâmplă și cu apnea în somn. Noi avem un gen de grăsime care este situat în partea superioară a corpului. Și deci nu poți să antrenezi mușchii ăștia? Mușchii de pe interior nu. Am avut o pacientă care și-a luat o gutieră din care toată ziua mușca. Că ea credea că și-a mușcat așa vreo două luni fără tratament și după aia a venit la mine crezând că o să fie mult mai bine. I-am refăcut proba, se numește poligrafie, proba care diagnostichează apnea în somn, și i-am arătat că era un pic chiar mai grav. Nu e, nu poți. Nu. Trebuie să slăbești foarte mult, dacă vrei. Și asta cum e? Deci dor și deodată faci... Sforăi, primul lucru, sforăi. Și pare o chestie care este amuzantă, sforăi. Da, la mine la cabinet nu prea vin pacienții singuri, vin pacienții cu soția de mână care ia, te rog frumos, că nu mai poți să dorm cu el. Sfărăitul nu este produs de nas. Sfărăitul este produs de o membrană din interiorul gâtului care vibrează. De ce vibrează? Pentru că pe acolo nu trece un flux de aer destul de puternic care să facă o presiune pozitivă să țină gâtul deschis. Trece un flux de aer și în momentul ăla vibrează. Așa că și probleme, oamenii care au probleme cu nasul și nu reușesc să facă fluxul ăsta de aer, poate să aibă apnee în somn. Bun, prima dată apare sfărăitul. Apoi apare hipopnea. Hipopnea înseamnă că acel traiect pe care trece aerul se îngustează la jumătate. Și apoi urmează apnea. Adică omul s-a oprit și pauză. Creierul te lasă. 5 secunde, 10 secunde, 15 secunde, câteodată un minut te lasă. Dar la un moment dat zice, mă, știi ceva? Dacă îl mai las pe omul ăsta așa, moare. O să moară în somn. Și te trezește. Nu te trezește conștient, pentru că el știe. Adică cumva ajunge dintr-un stadiu profund într-un stadiu mai superficial de somn. Nu te trezește. Și dintr-o dată. Și reîncepi. Apoi nu te mai lasă 10 secunde în care totul este în regulă și după aia tu o iei de la capăt. Iar sfărăit, iar hipopnee, iar apnee. Iar se oprește respirația. Creierul zice, băi, se întâmplă iar. Ce facem? Hai, lăsăm 5, 10, 15, un minut. Hai să-l trezim și... Procesul se numește microtrezire. Ăsta este unul din cauzele pentru care noi facem aritmii la inimă. Pentru că în momentul în care se oprește respirația, creierul se trezește, începe și inima să bată tare. Și a doua zi inima zice, bă, ce mi-ai făcut tu azi noapte mie? N-am dormit deloc. N-am dormit deloc, nu m-am odihnit. Și creierul zice la fel, băi, nu m-ai lăsat deloc azi noapte să dorm. Vreau să dorm ziua și ziua apare somnolența diurnă și adorm peste tot. Am avut un pacient extraordinar. Da, sunt oameni ăștia care stai de vorbă cu ei și adorm. Da. Eram la cabinetul meu frumos aici, în zona Floreasca, undeva. Și eram în cabinet cu un pacient și la un moment dat s-auzeau niște glasoane de afară și un scandal. Era o stradă blocată complet de o mașină. La volan era un nene care adormise. Frumos la volan, exact acolo pe stradă. Să duce parcangiul, că sunt pe acolo groază de parcangii, bate în geam, domnul se trezește și pleacă. Îi zic, uite mă, săracu, fi obosit. 10 minute mai târziu, cine crezi că vine în fața mea la cabinet? Pacientul, persoana aceea. El era pacientul meu cu apnee în somn. I-am zis, știți ceva, vă rog frumos, lăsați mașina aici, uite, vă tratez, vă diagnostichez, vă tratez, nu mai conduceți cât faceți asta, pentru că e un real pericol. Să poate ai tot adormi la volan. Ador la volan. În momentul de față avem screening, adică toți pacienții care sunt șoferi profesioniști trebuie să se caute de apnee în somn. Acolo sunt curse foarte poți, adică se poate face test să vezi dacă ai apnee în somn. Da, e un aparat, un dispozitiv pe care îl porți? Este un fel de holder. Este un holder, te duci la cabinet, la doctorul care știe somnologie cu supra-specializarea aceasta, îți dă un aparat care dorme la tine acasă, poți să dormi la tine acasă un fel de holder, a doua zi îl aduci și îți arată, uite-te ce s-a întâmplat în somnul tău. Ți se oprește respirația de atâtea ori, îți cade oxigenul, faci efort respirator, nu respiri bine pe nas. Îl tratăm, apoi se pune până reușește pacientul să slăbească, pentru că asta este cauza în proporție de 80-85%, până reușește să slăbească, îi dăm un aparat care se poartă pe nas, de la care pleacă un furtunaj mic așa la un aparat și bagă un flux continuu de aer și ține gâtul deschis, după ce slăbește, nu mai are nevoie, pentru că asta este cauza. E și aici o discuție. Oamenii 50% din oamenii cu apnee în somn se simt așa de bine după aparatul acesta, că nu vor să slăbească și se îngrașă. Adică ei își dau drumul la viață. 75% din bărbații cu apnee în somn au probleme cu viața amoroasă sau disfuncție erectilă. Dai seama, creierul care nu se odihnește noaptea, numai de asta n-are el chef ziua să te iubești. 75%. Și am un pacient. Te iubești noaptea, doctore?
De ce să te iubești noaptea? Noaptea sfărăi. Păi până să sfărăi. Zici, hai repede acum, că după exact. Aia... Sunt în formă, te rog, acum. Și eu reușesc unora dintre ei să rezolvăm și problema aceasta. Aici sunt mai multe lucruri de discutat, dar sunt probleme și tu gândește că de fiecare dată când scade oxigenul, pentru că atunci când se oprește respirația, oxigenul scade brusc și dacă tot am învățat să ne luăm acum oxigenul, gândește că e oxigen normal care este undeva între 95-97%, chiar 100%, în timpul amneii putem să ajungem cu oxigenul la 70%, 60%. Man. Și în momentul în care scade oxigenul, ce crește în sânge? Dioxidul de carbon. Dar noi nu trăim cu dioxid de carbon. Și în felul ăsta apare rezistența la insulină, apare hipertensiunea arterială, apoi boala cardiacă ischemică. Procesul se numește stres oxidativ. Și toate lucrurile acestea sunt complet rezolvabile dacă te cauți, dacă tratezi și dacă mă vizitezi pe mine. Și zic cu pacientul ăsta care a venit. Bun, stai. Zic că aveai unul care a venit în cabinet. Uite, primul pacient acesta l-a rezolvat. Și-a lăsat acolo mașina, l-am rezolvat în 2 zile după ce a folosit aparatul CPAP, era alt om. A zis, domnul doctor, am înviat, nu mai dorm. El să și vede că vorbește mai repede, adică să vede că omul dintr-o dată este mai vioi. Dar am alt pacient care este o poveste un pic amuzantă. În cadrul militar. Pacientul foarte comunicativ, foarte drăguț el așa ca personalitate și îi făceam anamneză, adică îi făceam interviu înainte și între întrebări spune, domnule, cum ești cu viața sexuală? Și el îmi spune, domnule doctor, m-a părăsit de mult, da, suntem fericiți, eu sunt cu soția mea de 25 de ani, ne înțelegem foarte bine, nu ne mai trebuie așa ceva. Ok, nu i-am promis că o să-i rădau eu chestia asta, că mi-a fost așa. I-am dat CPAP-ul după CPAP. CPAP-ul ăsta e aparatul ăsta? Aparat, scuză-mă, da. CPAP-ul este aparat cu presiune pozitivă continuă, ăsta care bagă aer. Îl bagi în priză ăsta? Ia, e un aparățel mic pe care îl bagi în priză, pleacă un furtunaș așa mic la o măscuță mică pe nas și el bagă un flux de aer continuu. Pensam că trebuie să dormi doar pe spate cu aparatul. Poți să te miști, pentru că sunt și doar chestii care se bagă doar în nas. Adică nu trebuie neapărat. Sunt și măști pe nas și pe gură, care sunt destul de incomode, dar sunt unele micuțe care se bagă doar în nas. Și alea nu sunt așa de incomode și calitatea vieții îți crește așa de mult încât oricum nu te deranjează. Adică te simți așa de bine. Ți se schimbă viața. Se schimbă viața, că asta s-a întâmplat și pacientului meu. După o lună, vine la mine foarte supărat. Și eu zic, ce ați pățit? Domnul doctor, eu divorțez de nevastă mea. Zic, ce-or fi pățit ăștia? Ce-ai pățit, domnule? N-a zis noastră că sunteți de 20 de ani împreună, că exact, era că nu vă mai trebuie. Și îmi spune, domnule, mie mi-a venit cheful de iubit și ea nu vrea. Am stat, am făcut un pic de terapie cu el și am zis, domnule, așa cum ea a avut răbdare cu dumitale 25 de ani, trebuie să ai și dumitale răbdare mea acum, adică mai răruț așa de la început și după aia treaba ta, iubește cât vrei, dar deocamdată ai răbdare cu ea. A venit apoi la controle, nu s-au despărțit, sunt fericiți împreună, pare fericită și ea acum, dar ideea din spate este adică ți se schimbă viața în totalitate. Ți se schimbă viața în totalitate după ce te tratezi de amnea în somn. Plus că dacă te tratezi de amnea asta în somn, dormi mult mai liniștit, mai bine, nu? Și creierul se odihnește și inima și se creierul reface organismul. Nu se mai trezește. Oxigenul nu mai scade, inima nu se mai accelerează. Ce, așa dar asta să pentru amnea asta, în somn, se iau și pastile? Nu există. Nu există în momentul de față o doar deci tu ai aparatul ăsta? Aparatul se închiriază, în momentul de față este compensat de statul român. Până acum un an nu a fost compensat. Acum este compensat complet. Se face un dosar. Dosarul acela merge la casa de asigurări, îi vine aparatul acasă, responsabilitatea pacientului este să-l folosească, pentru că dacă nu-l folosește, trebuie să-l plătească. Și dacă îl folosește, nu-l plătește? Nu plătește nimic. Oricum, nu e o sumă colosală, e 250 de lei pe lună, dar pentru unii oameni contează 250 de lei pe lună. Dar lucrul acesta este pentru o viață liniștită, merită și 250 de lei, nu contează. Nu, dormi nedrează, ți-a schimbat viața. Adică... Îți schimbă viața, măi, și nu este pentru că de la apnea asta chiar poți să și mori în somn. Cea mai periculoasă complicație a sindromului de amnezie în somn este moartea subită în somn. Care este mecanismul? Creierul la un moment dat să satură să te trezească. Spune, bă, știi ceva? El lasă-mă în pace. Vreau și eu să mă odihnesc. Nu mă mai trezi tu din 30 în 30 de secunde ca să... Și tocmai de-aia vom face o odihnă pe veci. Exact. Hai să ne odihnim pentru totdeauna. Nu, Doamne ferește, se întâmplă asta. Sunt cazuri care sunt... Eu acum îmi dau seama că parcă întotdeauna mai găsești câte o persoană mai în vârstă care adorme așa și apoi auzi... N-a fost băgat în seamă niciodată. Sau adun cu televizorul imediat oamenii. Da. Oamenii care adun la televizor, mai ales dacă e ceva interesant la televizor, ei sigur au sindrom de amnezie în somn, pentru că sunt destul de obosiți încât să nu intereseze ce este la televizor. Și lasă-mă. Și încep să adormă. Deci, și... Adormirea asta foarte rapidă, adică în decurs de 15 secunde, s-ar putea să arate o problemă în timpul nopții precedente.
Deci, și oameni buni, nu vă jucați cu somnul, niciodată. Că e foarte important. Zim, că vreți mai ceva. Vreau să spun ceva. Un weekend nedormit nu se câștigă cu un alt weekend dormit. Ia ușciucă. Aici este o problemă majoră, pentru că noi zicem așa, dormim două nopți, trei ore, și după aia dorm a treia zi, 12 ore și gata. Nu. Uite, deci acolo avem pe Ciucă care pierde weekendurile, îl avem pe Pozaș care pierde weekendurile care nunți, îl avem pe Florin care noaptea se trezește ca să mănânce dulce, deși el păcălește somn. Avem, da, dar să știi că noi avem în somnologia noastră, avem termenul de datorie la somn. Adică? Datoria pe care o căpătăm nopțile nedormite. De exemplu, o noapte nedormită se recuperează în 21 de zile dormite câte 8 ore. Dar dacă tu în astea 21 de zile mai faci încă o noapte de exces? Păi acum te întreb și pe tine, că da. Asta e o problemă și la voi la doctor. Când aveți gărzi, ce faceți? Păi asta medicii trăiesc mai puțin față de populația generală. Serios? E statistică? Statistică. Riscul de infart, riscul de accident vascular cerebral, avem speranța de viață mai scăzută. Noi nu dormim în gărzi, nu dormim, avem nopți în care stăm în picioare și alergăm toată noaptea. Dar ne-am asumat-o, adică am știut că se întâmplă lucrurile astea. N-am știut că murim, probabil că nu am, n-am știut întotdeauna. Dar știi, cred că nici nu conștientizezi, adică zici, bă, n-ai cum, că... Nu conștientizăm, e go with the flow. Așa facem, nu contează, asta este, facem, dar medicii trăiesc mai puțin. Ce ai de tei băut înainte te ajută? Te ajută, dar îți dă și un pic de impotență asta, dacă vrei să te iubești, să nu bine. Ce ai de tei? Pastilele de melatonină? Sunt nicio formă, nu reprezintă o minune. Se activează doar dacă aveți lumină zero în cameră. Adică dacă aveți întuneric complet, melatonina doar atunci se activează. Și vă spun un secret, dacă vreți să intre foarte repede în acțiune, puneți pastila sub limba. Nu s-o înghiți, nu? Nu, dar pune sub limba, lasă acolo, ai grijă să întâlnești. Bă, deci e important întunericul ăsta în cameră. Întunericul în cameră, orice fascicul de lumină poate să-ți întrerupă somn. Orice fascicul. Mai sunt oameni care adorm cu televizorul pornit, e clar dezastru. Eu nici nu știu, maica mea doarme cu televizorul deschis. N-am ce să-i fac. Eu îl programez. Așa să... Da, păi se închide la un moment dat, dar ideea este că... Nu, eu îl programez la o oră. Știi? E foarte și posibil să nu-ți faci primul ciclu de somn. Asta, adică să nu ajungi primul, pentru că lumina aceasta ți inhibă somnul, somnul la profund. Ia zi, Florin. Eu adun cu desene. Bă, aici nu e doctorul, nu e doctorul potrivit. Nu. Iată, avem la podcast oameni sensibili, Ed Sheeran. De ce la doarme cu desene? Ce desene? Da, ce desene? Ce desene? Exact, ce? Că asta sunt interesant. Da. Adică pe tine desenele astea te aduc... 3 minute adorm, oricât și dacă aș fi dormit ziua și așa. A trebuit să facem un studiu cu tine. Să vedem ce se întâmplă. Poate recomand și desene animate la pacienți. Dacă nu. Da, e foarte tare. Dar știi ce mai vreau să zic? Îți pui muzică înainte de culcare. Nu-i bine asta? Ba da, nu este rău. Știi, adică ok. Ai întuneric, n-ai televizorul pornit, dar spui o muzică de relaxare. Este... Sunt tot felul de aplicații. Eu am de asta zic. Am o aplicație și îmi zice acolo. Vrei să dormi deep sleep? Vrei să dormi nu știu ce frecvență? Da. Nu mă distruge, doctore, că plătesc destul de mult la aplicația asta pe an. Da, este inutilă, Cătălin, dar tu plătești în continuare. Adică muzică... Uite, ți arăt. Nu, muzica liniștită, muzica care are acele unde, care sunt rare, alea poate să-ți inducă un pic starea de somn, cum și legănatul la copii. Știi că legănatul la copii îi fac cumva să intre mai repede în stadiu de somn profund. Meditația? Meditația te ajută foarte mult, da? Eu nu o practic, dar te ajută foarte mult. Și mai sunt niște lucruri, dacă ne trezim noaptea, ce trebuie să facem? Dacă ne trezim noaptea, nu e bine să stai în pat. Pentru că apoi creierul tău o să asocieze statul în pat cu acea luptă de a dormi și o să aibă impresia că în pat te lupți ca să adormi. Dar e vorba aia, bă, să mai lenevesc un pic. Să lenevești, ok, dar dacă te trezești noaptea și nu poți să adormi în decurs de 10 minute, în sfert de oră, du-te frumos în altă cameră și citește ceva. Bine că mi-ai zis, am stat odată cu ochii în tavan vreo două ore. O mare greșeală. E o mare greșeală pentru că poate noaptea s-a întâmplat, asta este, dar nu este bine, pentru că în următoarea noapte s-ar putea creierul să-ți creeze ție senzația că în pat e bine să-ți stai să te uiți cu ochii pe tavan. Dar știi ce vreau să zic? Am avut momente când m-am culcat după miezul nopții și m-am trezit la 3-4 dimineața. Mamă, eram atât de odihnit și atât de bine mă simțeam. Dar îmi dădeam seama că nu am ce să fac la 3 dimineața, 4. Mintea ta era odihnită pentru că ai făcut un somn REM, dar corpul tău nu era. Și probabil că ai resimțit în zilele ulterioare că ai nevoie de un pic de mai mult somn.
Ok. Dar nu e ok. Acum, eu accept ca somnolog să se doarmă în două reprize. Adică dorm noaptea 5 ore și mai dorm ziua încă 2 ore, că și asta este o discuție acum care are... Mai sunt unii oameni care, de exemplu, nu ratează somnul de prânz. Somnul de prânz este ok. Somnul de prânz nu avem nicio problemă dacă e mai scurt de 30 de minute sau mai lung de 3 ore. Nu poate nimeni să doarmă mai mult de 3 ore la prânz. Dar e bine să fie ori foarte scurt, ori foarte lung. Dacă este foarte scurt, sigur nu intervine sau nu interferă cu somnul deci, de noapte. Deci trebuie să fie până la cât? Până în 30 de minute? 30-40 de minute maxim. Adică sau, dacă dormi o oră și jumate, nu e bine. Dacă dormi, nu faci un ciclu de somn, o să fii cumva între odihnit și neodihnit și o să ai probleme și cu adormitul noaptea. Și e bine să spui ceasul să sune, să te trezească? Acum am citit un studiu zilele trecute, că oamenii care amână... Bă, dar și apărut multe studii, da. Sunt ca cercetătorii britanici studiile astea. Exact, așa se întâmplă, exact. Cred că contează voi ca medici de unde le citiți, nu? Este îngrozitor. Poți să te bazezi pe ceea ce se numește meta-analiză. Meta-analiză înseamnă că sunt foarte multe studii care sunt adunate și din 50 de studii cu mii de oameni, rezultatul meta-analizei poate să fie valid. Dar acum studiul de care spuneam zice că dacă amâni alarma fiecare dimineață... Eu o să la. Da, ești mai deștept decât ceilalți. Bă, și am zis înainte să-mi dea rezultatul. Geniu. Da. Deci... Eu la fel mai câte ori dau. Iată, doctore, stai cu două genii aici. Bă, la voi cum e cu alarma, băieți? Odată nu, lasă, rămâi cu geniile aici. Tu, pozaș? Depinde pentru ce mă trezesc. Lasă, ok, perfect, deci geniile aici rămân, nu părăsim incinta. Doctor, eu amân câteodată și o oră jumate, din 10 în 10 minute. Nu știu cum au stabilit ei că stimulează neurogeneza. Nu știu cum fac eu de mă scoate din sărite chestia asta. Deci te enervezi în fiecare dimineață? Nu, dar jur, adică opresc, îmi dau seama, pac, dorm, pac, chiar opresc și zic, bă, a trecut o oră jumate. Adică nici nu dorm bine, mă și trezesc din 10 în 10 minute... Și apoi după ce mă trezesc și nervos și zic, bă, dar nu puteam să o pun direct la 9:30. Păi cred că ar trebui să schimbi asta. Adică să o pui cu 1:30. Dar știi ce ai face? Te-ai trezit la 9:30 și ai vrea să mai amân 10 minute. Că aici mai am un an numai o dată, hai să mai amân o dată. Da. Dar somnul tot rămâne elementar, să știi. Și e bine trezitul zis să fie în aceeași, cam la aceeași oră. Cea mai importantă, de fapt, este cea mai importantă regulă într-un somn liniștit. Cea mai importantă regulă este să ne culcăm și să ne trezim cam la aceeași oră, pentru că noi avem niște secreții de hormoni, cortizonul care este hormonul care te trezește, care el are o memorie, el știe să te trezească cam în același moment în fiecare zi, uh-huh. Și avem melatonina care începe să se secrete în aceeași perioadă a serii. Și a doua regulă care este foarte importantă pe lângă trezitul și este să nu ignorăm somnul. În momentul în care ne este somn seara, du-te și culcă-te. Bă, dar cași câteodată înainte de somn și nu te ia somnul după aia. Eu am făcut treaba asta în momentul în care mi-a fost somn. Mi-a zis la un moment dat la emisiune. Da. Știi cât de bine am dormit? Da. Este incredibil. Efectiv, în momentul în care te somn să dormi, este super. Da, ăla e somnul. E și explicație. Că mai e și vorba aia, dacă a dormit, nu-l trezi, lasă-l acolo să dormi. Așa trebuie. Noi avem o secreție de melatonină, hormonul somnului, avem un vârf atunci când ne este somn. Noi ignorăm somnul, melatonina începe să scadă, măi, nu ajunge la normal. Dar nu mai este la aceeași cantitate ca atunci deci când îți este somn. Culcă-te. Când îți este somn, culcă-te și dormi. Și somnul profund, îți mai dau o veste, te protejează împotriva Alzheimerului. Vrei să spun cum? Hai să spun asta. Zi. În timpul somnului, legăturile dintre neuronii sunt celulele care ne ajută să gândim și să ne facem memorii. Legăturile care sunt ca niște funii, în timpul somnului își măresc dimensiunea, adică sunt mai groase cu 30% dacă dormi odihnitor, adică dacă dormi 3 cicluri, 4 cicluri de somn, dacă somnul este neîntrerupt. În timpul zilei, ele se consumă. Apoi vine următoarea noapte în care se îngroașă iar. Oamenii care nu dorm cum trebuie, legăturile dintre neuroni sunt foarte instabile. Iar principala cauza bolii Alzheimer este că izolează neuronul unul de celălalt și sinapsele, legăturile acestea, își pierd legătura una cu cealaltă. Dar dacă la tine sunt foarte puternice și foarte antrenate... De somn nu te ajută. Te ajută foarte tare pentru Alzheimer. Pentru prevenția bolii Alzheimer. Deci, oameni buni, sperăm să vă fie de folos informațiile din podcast și să nu neglijăm. Dacă chiar nu pot... Asta cu oile, dacă număr oile, mă ajută? S-ar putea să ajung la un număr colosal. Nu te ajută, nu. Nici asta. Nu. Dacă faci sex înainte de somn, dragoste, înainte de somn, iubire... Da. Fix înainte de somn, o să-ți crească tensiunea. Sunt două feluri de bărbați. Păi, pac.
Păi da, sunt cei care au o secreție excesivă de melatonină după și se supără soția că nu ții în brațe. Și sunt cei care sunt foarte activi și nu mai pot dormi după 2 ore. Dar aici nu, aici, deci la iubit aveți voie oricând vreți și în toiul nopții. Dacă vreți să vă treziți pentru asta, treziți-vă. Sunt studii numeroase care arată că relațiile intime cu partenerul făcute de mai mult de 5 ori pe săptămână îți prelungesc viața. Buboială! Adică pentru asta, dacă vrei să te trezești, te las să te trezești eu ca să... Deci, mamă, ce-mi plac astea, studiile astea, doctore. Da, nu, astea sunt reale, să știi. Pentru că sunt, într-adevăr, niște hormone fericiri care se secretă și te mențin un pic tânăr. Oameni buni, sperăm că vă sunt utile podcasturile cu doctorul Marius Sava. Doctor, cum spuneam ceva mai devreme, cadru universitar și în același timp omul care are specializare în pneumologie și supra-specializare în somnologie. Somnologie, da. Și mai urmează, simt vreo supra-specializare. S-ar putea să mai iau ceva. Aș vrea să-mi iau ceva imagistic, ecografie, și aș vrea să fac ceva și spre reabilitare, recuperare. Acolo cumva mă depărtez de specialitatea mea. Vreau oamenii să, adică să facem ceva, să le redăm calitatea vieții și fără medicamente. Și reabilitarea în momentul de față, cel puțin în Europa, este la un nivel foarte ridicat și noi suntem la un nivel foarte scăzut. Dar tu ești doctor 7 zile pe săptămână sau 5 zile pe săptămână și weekendul e cu familia? Weekendul este cu familia de fiecare dată. Și în rest ești la cabinet, doctor? În rest sunt la cabinet, sunt și în spital, sunt mai multe locuri, în locuri îmi și place să fac asta. Adică mie interacțiunea cu pacienții mă fac să... Sunt foarte bine atunci. Mă simt foarte bine când fac asta. El este Marius Sava și vă promitem podcastul ăla în care o să-l cunoașteți mai bine pe doctorul care încearcă să ne ajute din punct de vedere al sănătății să învățăm lucruri care ne pot schimba în viața în bine. Comandăm pe Bringo ceva, doctore, de data asta. E aplicația pe care noi o folosim la podcastul Acasă la Măruță de când am început podcastul ăsta și putem să vă spunem în felul următor, oameni buni. O descărcați și credeți-mă că stați acasă cu familia, cu prietenii, vă uitați la un meci, vă duceți în oraș pentru socializare. E importantă socializarea, nu? Îți aduce curierul exact acasă ce ai nevoie. 90 de minute Bringo și de multe ori îți alege mai bine decât îți alegi tu când te duci. Ce comandăm pentru un somn, pentru o săptămână liniștită? Zi, ce să luăm în frigider? Uite, să avem, tot spuneai, niște ceai de tei, dacă se găsește și Găsește. Păi ai zis că e impotent. Lasă, domnule, în seara care nu este de iubit, bine ceai de tei. Ah, okay. Perfect. Luăm niște fructe. De ce? Sunt fructe de mere. Fructe de mere? Mere. Să luăm niște mere. Da. Merele, să știți că sunt foarte sănătoase. Se spune că un măr pe zi ține... Pe doctorele, da. Da, mă ține pe mine afară, deci voi nu mâncați că sunt aici. Da. Ok. O banană foarte bună, adică e 50-50. Da, în prima parte. În prima parte. Apă. Apă. Ne trebuie apă, să consumăm apă. Cheamă Ciucă, bacă niște boxuri cu apă. Vin? Ok. Că aș lua ceva de la Sâmburești, de la roșu. Luăm niște vin de la Sâmburești, ai dreptate, și poate mai luăm și ceva proteină animală să facem o friptură bună, eu v-am spus. Fii atent, tu ne recomand așa fructele astea, decent, da? Salată? Da. Ai zice eu frumos. Pozaș tu ce vrei? Ceai de iasămie. Bă, ai de cafe. Și mă, dar de ce ai ales tu asta? Ia zi, pozaș, de ce ai ales asta? Te ajută la somn, iasămia. Iar cine ți-a zis ție, mă? Deci ai doctorul, ai specialistul, somnologul și ai tras tu concluzia. Deci noi vorbim aici de, când vorbim, de 30 de minute, 40 de minute și tu ai tras la concluzia asta? Așa știu de când eram mic. Da, da, poate. Da. Și într-una de bursuc, am zis. Nu e, nu e. Sunt de acord cu tine, dacă te ajută, este perfect. Dar poți să iei niște țelină, dacă vrei, ca să contrabalansezi teiul. Da, e adevărat asta cu țelină? Da. Deci serios, este adevărat. Da, nu sunt studii medicale, dar sunt studii clinice pe prieteni. Bagă Ciucă și 3 țeline. Ce să te mai fraieri? Gata. Noaptea e mai lungă deja. Așa, tu ce vrei, Florin? O ciocolată după ce mă trezesc. Uite ce a făcut. Dar el e genul de om care se trezește noaptea, adorme la desene în 3 minute, dar noaptea se trezește să-și caute ciocolată. Da, da, nu e bine. Dar nu e bine deloc, pentru că atunci când mănânci ciocolată, îți crește și insulina și rămâi toată noaptea cu insulina. Bă, haideți să facem un test. Fii atent, suntem toți aici, îi avem pe prietenii noștri de la Sanador, nu știm, doctor, ești cu, n-ai cu Sanador treabă, nu? Am, nu. Ok. Dar sunt prieteni, să-i și ei, să știi, adică da? Trimitem pacienți, da. Ok, perfect, nu contează. Ideea e că, uite, suntem toți aici și hai să facem un vlog de ăsta filmat în care mergem toți,
să ne facem analize, să ne analizăm, să ne analizezi tu, analizezi, ne spui la fiecare în față, pac, Ciuca atâți ani, Măruț atâți ani, Florin atâți ani, Pozaș atâți ani, ia uite ce probleme aveți, ia uite ce trebuie să faceți, cum stau lucrurile, ce zici? Sunt de acord, da, mi le fac și eu și îmi spun și eu problemele mele dacă vrei. Gata, da. Facem un set de analize super complet? Da. Gata, ne băgăm? Până atunci, oameni buni, pentru un somn liniștit, mai ascultați podcastul ăsta încă o dată și încă o dată și încă o dată. Dați-i share pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, pe nu știu, pe WhatsApp la prieteni, lăsați un comentariu și un mesaj, pentru că s-ar putea, ascultând podcastul ăsta de foarte multe ori, să înțelegi niște lucruri și să-ți faci niște obiceiuri care să te ajute să-ți îmbunătățești viața, corect? Așa este. Iar dacă vreți să mai avem discuții, despre ce ați vrea să mai avem discuții cu doctorul Marius Sava, om pe care îl găsiți în online, pentru că aici în descrierea podcastului vă lăsăm cum puteți să dați de doctor. Doctore, îți mulțumesc mult de tot, o reală plăcere să stăm de povești, pe cuvântul meu, se vede că ai fost cadru didactic, povestești. De stăm toți aici ca la școală, ca în clasă și ești foarte expresiv și foarte pe înțelesul tuturor. Eu mă străduiesc să fac lucrul acesta, vine și natural, recunosc asta, mă bucur că înțelege lumea și mă bucur că înțelege și voi și o fac cu mare plăcere. Mulțumim mult de tot, oameni buni, continuăm podcasturile în care încercăm să ne schimbăm stilul de viață, pentru că de fapt dacă schimbi stilul de viață, s-ar putea să ai viața aia mai frumoasă, nu? Și mai lungă. Atât am avut de zis. Mulțumim mult de tot, doctore. Continuăm podcasturile, oameni buni. Rămâneți aici pe canalul de YouTube Acasă la Măruță.